Giurgiu se poate mândri oriunde cu fetele noastre frumoase, dar și cu cele mai bine pregătite majorete. Este vorba despre trupa Centrului Cultural Ion Vinea, condusă de Tania Moga, o trupă constituită în 2007 și mereu primenită, pentru că fetele cresc și de cele mai multe ori pleacă din oraș, așa că altele trebuie să le ia locul. Am participat la o competiție cu caracter național la Târgoviște, Cupa Valahia, la majorete, unde ne-am întors cu premii frumoase, spun eu, pentru fetele noastre. Trupa de majorete Step Up a Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu a luat locul întâi la secțiunea majorete tradiționale cu pomponi la senioare. Giurgiu a mai fost reprezentat și de o trupă mai mică, de precadete, care nu ne-au făcut orașul de râs și au urcat cele pe podium, ocupând locul întâi. În cei 8 ani care au trecut de la constituirea sa, trupa de majorete Step Up a Centrului Cultural Ion Vinea a obținut numeroase premii la concursuri de prestigiu, fiind apreciată în întreaga țară.